Da, ne-am reîntors. Politica asta are tot felul de lucruri interesante de vorbit. Am văzut Dragnea a rupt demisia în Alba lui Ponta. Merg în continuare, să mă rog, caută soluții în continuare. Discutam de ce se întâmplă la Dragnea și de ce acolo scorurile sunt așa cum sunt, dacă vorbim de scorurile electorale justificate de altfel, 17 pensionari la 10 salariați, nu? Procentul e exact invers, cel puțin asta ne dau colegii noștri din, da, 17 la 10 e scorul. Un scor așa care nu lasă niciun fel de interpretare, nu lasă loc niciunui fel de, de interpretare, spune absolut tot ce trebuia spus. Mai e o știre în pagina 16. La Nencezar. Hmm? Tot la Obiectiv? Sau tot la Obiectiv. ANAF a blocat conturile a peste 21.000 de români și 127.000 de firme. Asta e pagina 16 în Obiectiv? Ultima, în pagina 20. La 16 cu agenția imobiliară. La 20. La 20. La 20. Așa. ANAF a blocat conturile a peste 21.000 de români. Bun. 127.000 de firme. Păi nu, părerea, nu vă spuneau băieții că vor face un soi de relaxare, că va fi mai în regulă, că vor lăsa firmele să respire, să facă bani și să tot ce înseamnă control, funcționare și așa mai departe, să nu se întâmple să vină unii pe să vină în valuri, așa, adică să vină doar un singur val, să aibă și un rol de prevenire, să prevină și după aia, dacă nu faci drept și nu intri în normalitate, să te tragă de urechi ușor, după aia să te pălmuiască și abia după să-ți mai dea și șuturi în fund. Asta era cel puțin la nivel de promisiune electorală. S-a stins povestea asta. E vorba de datorii aici. Ok, am înțeles. Nu, n-ai cum. Acum, hai să fim cinstit, nu prea mai las-o naibii. Dacă-ți datorii pe care statul ți le impută din activitatea ta și din lipsa ta de interes pentru plata lor, e normal să fie așa. E normal să fie așa. Adică, las-o naibii. Era, tu de ce? A fost normal? Cu ce? Cu blocarea conturilor. E firme, nu la... Nu, nu, primării... eu mă gândesc așa, dând înapoi în timp, așa. Da, hai să discutăm despre lucruri egale, adică nu discutăm despre arbuți și despre tot, pepe nu, da, acolo a fost arbuz, să înțeleg. La Câmpul Lung? La Câmpul Lung, când ne-a blocat conturile primăriei Câmpul Lung pentru plata unei datorii pe care o aveau către utilități Știi și mediu. Știi când e abuz, Dorea? Nu, am spus, acolo a fost abuz? Nu. Ascultă-mă un pic, s-ar putea să te surprindă poziția mea. Știi că e un abuz din partea statului? Că nu blochează. Pentru că în momentul ăla tu creezi o discriminare pe piață. O discriminare pozitivă pentru cineva. Ăla este cu adevărat un abuz. Și aici eu cred că ar trebui să intervină foarte atent. Poate și parchetul ar trebui să uită și mai atent. Pentru că e momentul ăla, știi, când stai un pic. De ce firma ta e mai șmecre decât firma mea? Cu ce? Păi știți că are 100 de angajați. Ori 5, ori 100 de angajați. La fel se întâmplă lucrurile. Ei nu funcționează într-un alt sistem. El nu vine cu bani mai mulți din puțul de acasă și le dă ăstora și stai să vezi că ei stau mulțumiți acolo, nu știu ce. Nu, e aceeași activitate. Doar că veniturile sunt mai mari, cheltuielile sunt mai mari. De ce tu trebuie să... Știi? Întotdeauna există povestea asta și e ciudată la un moment dat. Când ANAF, ce înseamnă ANAF? Hai să ne înțelegi. Sunt niște oameni care au niște stări emoționale, care au și ei cu mătrii, nunți, botezuri, petreceri, supărări, bucurii în familie. Sunt oameni ca și noi. El, lui vine o situație în față și se sperie și el la un moment dat. Bă, ăsta are atâția bani datorii. Mai există și o gândire în cadrul ANAF-ului. Dom'le, dacă îl oprim acum, ce facem? Ar mai putea să o plătească sau n-ar mai putea să o plătească? Și începe toată tevatura aia, te gândești, bă, dar dacă îl opresc acum, sigur nu mai are să plătească. Pe de altă parte, bă, dacă până acum a adunat atâtea datorii, tu ai sentimentul că el își va mai plăti datoriile astea vreodată? Să stai tu sănătos, că nu și le va mai plăti. Sunt și situații speciale. Apare și situația insolvenței atunci, știi? Apare, da, dacă o ceri tu sau o ceri cineva. Că dacă nu o ceri tu și nu vine nici statul, s-ar putea să nu mai fie nicio insolvență, știi? Tu mai ai cu țârâie, dar trebuie totuși, ANAF-ul are și o politică, din câte știu eu, de eșalonare, poți discuta, adică nu sunt chiar nebuni oamenii ăștia. Nu te vin și, bă, gata, ai 5 lei la mine. De altă parte, hai să spun și pe aia dreaptă. Pentru un leu și vreo 60 de bani mi-au blocat conturile. Deși aveam bani în trezorerie. Nici măcar n-au avut amabilitatea să se uite în trezoreria lor, să spună, bă, firma asta are bani, aveam un leu și șase. Deci a fost o sumă de aia, a blocat contul peste tot. Du-te tu la trezorerie, fă o plată de un leu 60, roagă-i frumos să-ți trimită ca să nu-ți blocheze contul. A zis, bă, băieți, și cu voi, mă? Bă, puneți-vă la punct sistemul, mă. Intrați, mă, pe... Bă, deci era de la etajul 4 la parter, nici măcar nu erau duși la Iași atunci, nu erau cu sistemul ăsta. Da. M-am uitat și, ca și mine, sunt o grămadă de firme din Suceava care au pățit treaba asta. Nu interesează. Bine, pa, au venit, pa, pa. Adică, aici zic eu că e un abuz. Aici cred eu că e o nebunie întreagă. Domnule, e o sumă mare. Stabiliți, naibii, la 5 angajați, 10.000 de lei înseamnă o sumă mare, da?
să gândească ei că sunt oameni deștepți. Sunt specialiști, de-aia sunt anafis, mai deștepți decât noi. Noi încercăm din aceștia să ne mișcăm cum putem. Ai și penibil în aceeași măsură să vorbești de un leu 60 la deblocare de conturi și te pune pe tine cu un leu 60. Știi cât a costat pe cei de la... 20, 30, 40, 50 de mii, ceva de genul ăsta, știi? Știi cât a costat pe cei de la NAV, m-ați trimite scrisorile alea. Păi tocmai asta, mult mai mult de un leu 60. Doamne, ideea este pentru un leu 60, e jenant la modul ăsta. De asta spun că probabil că ar trebui, nemai până, noi vorbim de tablete pe care le vom da copiilor și vom face chestii noi extraordinare, vorbim de internet. Dar nu facem, dar nu facem ce vorbim de să facem în sistemul public. Și de intranet. Intranetul e sistemul de network-ul din cadrul instituției. Deci ai parolă, ai acces, uite-te să vezi ce cu firma aia, explică-i omului de ce ai luat un leu 60, dă-i o chitanță, avertizează înainte, somează-l să plătească. Adică, domnule, sunt câteva lucruri care se pot face, mai ales că acum electronica e în top. Dă-i păi, tocmai asta spun. Achiziționează adică... un soft în care să-i dai SMS omului respectiv să-ți intre automat, aveți grijă că dacă nu plătiți în 5 minute, statea firme care fac chestia asta, te sună de la abonament, de la telefonie, de ai uitat 3 zile. Păi ce s-a însemnat dacă la telefon ți-ar tăia din două? În două secunde ai fugit, nu, ei nu știu cum să fie cât mai amabil. Haideți vă rog frumos, dar veniți luni, dar puteți veni, dacă am pe la ce oră. E, în momentul când e vorba de rea credință, atunci îl execuți pe om. Dă-i omului șansa că poate chiar a avut și el o problemă, poate chiar a murit cineva în familie și numai la datoriile alea, la tine nu se gândești. Și poate se gândește care bani a apucat să dea un telefon. N-ai cum să știi în viața unui om ce se întâmplă. Sunt atâtea lucruri, da? Ți-a costat în cap, ai văzut de drum un accident, ai suferit un accident. Nimeni nu știe ce gândești tu ca manager. Că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, tu vrei să te duci la firmă să-ți spui plătim aia și aia. N-am mai ajuns la firma asta. Ești dator? 2 săptămâni de spitalizare, după aia începi să dai drumul la treabă. E, lucrurile funcționează în sistemul ăsta. Dom'le, vezi ce se întâmplă. Sună. Hai, stai un pic. Tocmai. Sumează-l. Tocmai. Vezi, dacă nu vrea, atunci, când ai, băi, gata, băi, ai că e rău intenționat. Reaua credință te penalizat. Dacă vezi că nu e rău intenționat, poate n-a înțeles el mersul activității, poate a avut niște probleme, sincer. Dar nu așa, zang, un leu 60, ia de aici. Acum n-am mai pățit. Trebuie să recunosc că în ultimii ani n-au nicio surpriză. Am început să... Nu, sincer, dar chiar da, în ultimii ani... Da. Dar am avut și cazul ăsta cu vreo 5 ani sau 6 ani, deci am râs atunci, am râs și am plâns, știi? Am zis, băi, nu se poate așa ceva, dar hai ce facem, că avem nevoie să facem plățile, bă, un leu 60, hai să mergem. Du-te pe la bănci, du-te cu de la ei cu ordin că nu mai avem nicio blocat, cerere să deblochezi, du-te tu la ei, roagă-te frumos de director, că-ți ducă la centru, de la centru să-ți deblochezi, așa, că da, trimite pe fax acolo să... Ca să poți să scoți leu 60, pentru leu 60 atât, care... de mare, atât de mare și pune un întreg sistem să funcționeze, știi, pentru un leu 60. Da, știi? Pe de altă parte, în povestea asta cu datorii, da, sunt de acord cu treaba asta. Nu ne mai putem juca. ANAF-ul face bine ce face. Dacă e vorba de rea credință, oameni buni, hai, gata, măi băieți, gata, nu vă supărați, gata. Că, na. Eu cred că în sistem, cred că în povestea asta cred, e o părere mea, acum și mi-o asum, cred că ar trebui și prevenția să funcționeze foarte bine, pentru că, știi, există așa o chestie de genul, bă, faci business, da, trebuie să știi, că dacă nu știi problema ta, noi venim și ne facem datoria. Eu cred că și organele de control, trebui să facă partea de prevenire, să vină în prevenție și să spună, băi tăticu, cam așa funcționează lucrurile, cam pe astea trebuie să le faci, cam pe celelalte trebuie să le faci. Prevenția până la un punct. Până la un punct, evident. Adică nu trebuie să vină el să explice ție cum funcționează contabilitatea. Nu, el vine în control. Nici pe departe. În control, dar îți explică. Când vine și îți spune de ce s-a întâmplat treaba asta, de ce trebuie ești penalizat, îți explică foarte clar. Vei fi penalizat, uite ce sunt, ai greșit aici. Nu ți-a mai găsit altceva, da? Contabilul vorbește cu contabila sau cu o firmă de contabilitate. Se dispută între ei. De ce se întâmplă treaba asta? Dacă vine a doua oară. Și găsesc aceeași poveste. Aceeași poveste. Sigur. Asta se cheamă rea credință. Mai mult decât atât, trebuie penalizat. Vine prima dată și îți spune, băi, tata. Prima dată. Da, spune de ce. Nu, da, și spune cum trebuie făcut. Okay, dar absolut. Știi ce se întâmplă de multe ori? Avem foarte multe reclamații și le-ai văzut și tu. Vin giniți pe ceva, punct ochit. Dumnezeu, și îmi spune, dumnezeu, și cum trebuia să fac? Nu știu, nu mă interesează, eu nu sunt contabil, nu sunt expert. Pe mine nu m-ai angajat pentru asta. Și îmi spune, ați încălcat articolul 27? Am încălcat articolul 27. Eu îți spun că eu nu mă l-am încărcat. Du-te în instanță, ei îți blochează articolul, du-te în instanță, instanța dacă îl interpretează acel articol cum l-ai interpretat și tu și-ai făcut, s-ar putea să-ți dea dreptate și s-ar putea să nu-ți dea dreptate, da? Vine un alt domn și pe același articol te sancționează invers. Bă, da, știi că la noi... instanța nu hotărâre de judecată nu este izvor de drept. Izvor de drept, că da. Ce s-a judecat azi într-un caz, nu s-a putea să fie săptămâna viitoare cu totul diferit în alt caz. Și ce facem?
Păi aici e mare problemă. Păi aici e mare problemă. Știi că ar trebui să găsească într-un... Asta poate ar fi de așteptat, știi, și pentru zona asta privată. Ți-ai luat bilete la vară, pleci undeva în concediu? Nu, pentru că dă drumul la zona de agrement. Cine? Cum cine? La zona de agrement aici, în Europa, lângă Europa, lângă Tătăraș și noi, lângă Tătăraș și vechi, lângă Tătăraș. Cum nu? La vară. Zona lacurilor, marilor lacuri. Cafenele... De la... În dimineața asta singurul care are ceva... Nu? În dimineața asta singurul care are ceva de băut pe masă sunt eu. Ai sub masă ceva pe acolo? Păi hai, uite aici, amenazarea zonei de agrement, Tătăraș demarat în forță. Uh-huh. Adică, începem. Și în iunie o terminăm, în iulie deja dăm drumul, toată chestia funcționează. Da. Păi n-ai fost la conferință de presă, nu așa a fost ideea? Da, nu. Da. Teoria n-a fost așa? E ca povestea aia, nu e prost cine... Cine crede. Cine cere, e prost cine dă. Nu e prost cine spune, e prost cine crede. Știi, cam așa e povestea lumea. Abre, Dore, las-o așa. Ce... Aia-ți trebuie o leacă de muncă acolo, trebuie foarte mulți bani, trebuie infrastructură, trebuie amenajat. Da, probabil că o să facă ceva anul ăsta. Nu zic că nu o să facă, dacă se dorește. Dar mă uitam acolo pe Emil Cioran, că mai este un motorserv, ceva, un service auto. Păi, frate, deci ăla, când ai terminat asfaltul până la serviceul auto, te duci la serviceul auto că ai ceva, îți bate pe stânga și ajungi acolo că îți bate și pe stânga și pe dreapta și în față. Și au căzut toba până acolo, știi? Și durerea e alta, Dorel. Eu sunt convins că băieții aia de la serviceul ăla ar da oricând să facă drumul ăla. Nu au voie. Nu ai voie să pui piatră pe drumul, că nu e drumul tău. Nu ai voie. Dorea. Acolo am ajuns. Doamne ferește, te-a pus tu să asfaltezi. Știu cum e. În două secunde te și arestează. Așa, ăștia la primărie, așa gândesc în momentul de față. Eu știu pe unul care plătește parcare și plătește din rupe. Știu pe unul, nu spun cine, dar știu foarte bine. Știi? Așa știu pe unul foarte bine care a făcut așa ceva. Deci el a asfaltat și acum plătește. Și acum plătește pentru că asfaltat. Adu terenul la starea inițială. Adică să-l aduc la pământ. Nu-l las așa modernizat. Nu. Exact. Deci nu, adu-l la starea inițială pentru că nu faci tu ce vrei tu. Să arătăm noi că nu facem noi ce vrei trebuie. Tu. Exact. Ce trebuie. Nu facem noi. Dar dacă tu ai făcut ce trebuie, nu ne interesează, ești un penal. Asta e țara, Dorel. Da, din păcate. Ai spus despre știrea de pe prima pagină, sper să nu greșesc, nu? De cei de la APM, Crainou, care au întrerupt lucru cerând majorarea salariilor, sunt în cea mai discriminată și nesusținută guvernamental categorie de salariați plătiți din fonduri publice, spune directorul Agenției de Protecție a Mediului, Vasile Oșean. Consider acest protest unul pe deplin justificat, întrucât nu mai departe decât în unul instituții din Suceava, pentru aceeași pregătire și aceleași post, salariul este dublu sau chiar triplu. Și cumva nu-i corect. N-ar trebui Agenția Protecția Mediului, spuneam la început, vorbeam mediu, secretar de stat, undeva, nu? Avem cu ce ne adresăm măcar. Domnul Ricer nu le poate rezolva pe toate. Dar poate să pe masa lui, la priorități, se poate. A rezolvat-o cu mașinile hibrid și cu astea electrice. Aha. Gata, deci s-a rezolvat un subiect foarte important. Și anul ăsta o închidem. Păi e închisă, gata. Aha. Nu mă gândeam că poate mai anul ăsta mai facem ceva, dar nu mai facem anul ăsta. Tu îți dai seama cu om la Ministerul Mediului, cu cei de la ALDE care deja sunt de acord să dea parcul și poate înapoi. Păi proiectul ăsta de lege la care visează domnul Lungu de câțiva ani va trece în două luni prin Parlament. De modificarea codului silvic și de trecerea parcului și poate în administrarea primăriei. E ca și rezolvare. Chestii de procedură, Dorel, da? Chestii de zile. Eu cred că de data asta, eu nu, dar la tine sigur cafeaua trebuie să schimb furnizorul. Se poate. Se poate. Se poate. Da, pentru că două luni... Ce să mai, de când stăm noi cu două luni? Dacă mi-este permis, dar nu prea am voie să fac treaba asta. Eu pot să le spun celor de la APM unde îl găsesc pe domnul Ricec, unde locuiește. Și pot picheta intrarea în apartamentul domnului Ricec. El se întoarce, în weekend vine acasă. Da, sigur. Weekendul domnului sale începe miercuri, weekendurile. Se termină... Eu cred că tu treci pe la poartea lui dacă mergi către casă. Nu știu de ce am așa un feeling, așa. Trebuie pe acolo, deci eu le pot spune de stău. Undeva, e o zonă, sigur, că e o zonă frumoasă. E o zonă centrală, frumoasă. Sigur că da, o zonă frumoasă. Și se conduce să picheteze. O zonă înaltă, cum spunem așa, cu imășuți la poartă, un picuț, nu chiar cu drum la poartă, cu tot ce trebuie. Cu spațiu verde, sigur. E o zonă potrivită unui secretar de stat la mediu. La mediu. Tocmai. Pe mediu, așa. Adică dacă era într-o zonă de aia, știi, betoane, spuneai, bă, dar tu la mediu și între betoane. Nu mergea, nu se potrivea. Pe când așa e super în regulă. Nu? Da. Cheltuielile de 300 de milioane de lei cu asistat social, tot în Crainou, cea mai mare parte a beneficiilor de la PAP, 170 de milioane de lei, a fost orientată spre alocații de stat pentru copii.
spun cei de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecții Sociale. Foarte multe cheltuieli, nu spun că nu sunt, Doamne ferește. Numai că, în aceeași măsură, am văzut-o venit tot de la specialiștii, decât din economie. Discutam aici despre încasările care au scăzut în ianuarie cu 25% aproape și o creștere economică la fel care s-a dus un picuț la vale. Aștept, chiar și sunt curios și eu ce va însemna luna februarie în aceeași zonă. Lunile iarnă sunt recunoscute ca fiind cele cu încasări mai slabe. Am văzut chiar un primar de municipiu, sper să nu greșesc, domnul Lungu spunea că la capitolul încasări stă mult mai prost decât stătea în ceilalți ani, parcă așa la ceva, TVA, nu? Dar în schimb, la impozite și taxe, au încasat mult mai mult. Și s-a compensat oricum așa, s-a compensat oricum. Semne bune anul are, asta întreb. Ce-am putea zice și noi așa, ca idee? Ar putea să aibă semne bune anul? Eu vreau să-ți explic un lucru. Există două părți ale paharului. Aia plină și aia goală. Întotdeauna, dacă vrei să pui paharul pe masă, trebuie să fie puțin gol, că altfel se răstoarnă, da? Se varsă. Deci tot trebuie să fii atent, ca să nu se verse. Tot timpul, da, că nu poți să-l pui plin-plin, tot timpul va exista o zonă de pahar care va fi gol. Oricum ai fi. E și politicos să nu-l pui paharul plin, că nu mai poți să-l duci la gură, să-l bei. Să vasă sigur. Dacă mai ai și o problemă, e cam complicat. Nu ai cum, că nu trebuie să te aprești, trebuie să fii un elegant, da? Bano, corect. Și din cauza asta, tot timpul vei vedea că paharul e gol. Acum depinde cât de mult vrei să vezi că e gol. Wow, wow, sau wow. Nu are importanță. Eu vreau să purtăm discuția asta în martie 2018, anul centenarului, adică la anul, în care se spune, bă, a trecut un an și băieții ăștia-s varți. Sau, voilà, se simte ceva, ai să o simți și tu, ai să o poți să o spui și tu. Vedem. Trebuie să fiu ipocrit să spun că nu mi-aș dori să se vadă ceva și să se vadă ceva bine. Cu siguranță că mi-aș dori să văd că lucrurile merg într-o zonă bună, că se mișcă ceva, că se mișcă ceva și în zona, nu știu, și în zona infrastructurii, pentru că o simțim, cel puțin pe cea rutieră, în fiecare zi și o simțim din ce în ce mai bine. Drumurile noastre toate sunt, vai de mama lor, sunt varză. Să sperăm că se va face ceva și în zona asta, cu toate că eu sunt așa un pic sceptic. Să vezi pe ruta asta, Fălticeni, Gura Humorului, știi, prin Cornul Lungii. Am trecut la situ săptămâni trecute, wow, wow, și aia începe să deterioreze consistent. Nu mai știi pe unde să mai ocolești. Drumurile europene urât, sunt mare problemă. Urât, arată urât, urât. Suceava, intrarea în Suceava, bucata asta de Sofia, Vicoveanca, cel puțin spre urcare, dinspre spital, da. Spre ieșirea din Suceava, spre Fălticeni. Aia este, nu e vălurit, e ceva de nedescris. Iar partea aia din timpul zilei de dimineață și de la prânz, când șmecherii își pun pe avarie, pe drumul național, pe ăla cu două benzi care urci către ieșirea de Fălticeni, pentru că trebuie să juc copilașul la școală, este momentul ăla în care te gândești, bă, da, poliția suceveană, era un băiat tânăr la poliția rutieră din Suceava. Chiar nu, domnul ăsta, Apope, i-am zis bine, sper să nu greșesc. Apope, cred că da. Bă, chiar nu se prinde că acolo, nu-i spune nimeni, bă, băieți, acolo este sfidarea legii așa, pe față. Puneți naibii câteva semne de circulație dacă chiar nu simțiți nevoia să vă afișați așa de răutăcioși și plantați acolo niște știi băieți. Știi cât de mult, la un moment dat, acum câțiva ani, sau mă rog, în fiecare an există câte o perioadă așa când băieții ăștia vin la poliție locală, la rutieră, vin și vis-a-vis în zona direcției agricole, dacă vrei, plantează acolo din alea... vin și plantează și pun și dau mașinile și le pun atenționări. Se întâmplă o zi sau câteva ceasuri într-o zi și mașinile apar din nou și apar din nou și apar din nou și apar din nou. Același lucru la Suceava. Undeva întrebarea este de ce? Undeva se gătuiește. Știm clar de ce se gătuiește. Care e motivul? Știm, dar știm de ce? Pentru că șoferii abuzează, într-un fel sau altul, da? Cum abuzează, zic, cobor dinspre, îmi pățesc zilnic când vin dimineața. El trebuie să oprească cu mașina, ia la ocazie, știi că nu-i voie să iei, la ocazie că este ilegal, nu contează. El oprește cu mașina în poarta spitalului vechi. Sau, ca să fie mai obrăznicuț, oprește acolo când intri la direcția, la stațiunea cercetării. Cu botul, cu fundul în spate, că n-are cum, că trebuie să-și întoarcă, adică el nu va face două manevre, să dea un pic în spate și apoi să intre. Nu, el va pleca direct de pe loc. Toți opresc. Ca să se dea jos două cucoane sau doi flăcăi care au venit la ocazie, până mai plătește, până mai debarasează care și în spate un bagaj, că nu poate să-l stea în față, le mulțumește, face cu mâna, pleacă. În gura spitalului vechi, fiecare mașină de asta, DMV, BLB, KSS, ei se opresc acolo ca au niște clienți. Parcă ar avea parcare acolo.
Parcă ar avea parcare acolo. Acum și autorității, bă, faceți ceva. Ori faceți poliția, stați acolo, prindeți-i, radeți-i, amendați-i de să-i zăpăciți și atunci s-a terminat povestea. E clar că se termină povestea. Sau, dacă tot vedeți că acolo e o problemă, gândiți o soluție rutier, astfel încât să iei o alveolă, ceva, faceți o gândire. Faceți o gândire. Corect. Rupeți cumva din borduri, din asfalt, faceți ceva ca să fie o treabă sănătoasă. Pentru că tot timpul va exista acest blocaj. Toți băieții vor vrea să se ducă la Mac Finanțe, știi, de la Finance Drive, Bank Drive, Mac Drive. Da, da. Fiecare se duce cu mașina ca să-și plătească și la Del Grid Gaz. Și peste tot e aglomerat și peste tot e complicat și peste tot sunt băieți de băieți care vin cu mașini de mașini și zic ceva de genul. Am și văzut la un moment dat o discuție între un șmecher și un agent care îi spunea, bă, dă-te, bă, că ai treabă așa mai departe. Nu vreau. De ce? Că șmecher. Asta a fost reacția. Și am zis, bă, zic, cred că n-am auzit bine. Efectiv, pentru că șmecher. Era omul într-o mașină cu X-uri și se părea că e foarte șmecher și de neatins. Și de mașina mea e cu X, dar nu e nicio problemă. Ideea e că mă uitam la seară la... Așa, ieri după amiază. Povesteam cu colega ta, Oana Cocoș, cum a participat și ieri, marți, cu 3 ceasurile, la două povești, tot de genul ăsta, de parcat. Parcat o doamnă simpatică, a parcat mașina, s-a dat jos, a plecat, așa. Au venit oameni, se uitau, vine doamnă, 3 claxoane, cât poți să claxoane, de ți-e rușine. Corect. Au venit doamna la o bucat, ce femeie, ce faci? Care-i răspunsul doamnei? Na. Păi de ce, de-aia rămâi așa? Asta e tot da, na. Păi dacă tu vrei să parchezi, tu te mănâncă și vrei să blochezi, este evident că vrei să blochezi și că îl vei bloca pe ăla, nu că vrei, că îl blochezi pe ăla. Pune pe bucat de hârtie, notează-ți numărul de telefon, pune pe parbriz mare, vă rog sunați-mă dacă doriți. A venit omul. Da, alo, bună ziua. Sunt în parcare, vă rog să veniți rapid. Vreau să plec. Da, o secundă. Pa, la revedere. Și-a lăsat borșul, și-a lăsat pacul tare, ciorba de burtă, s-a ridicat și-a plecat. Nu știi de pe ce se ridică beata femeie sau bietul om. Că nu știi de pe ce se ridică. Poate are niște treabă. Sunt treburi mai mari, treburi mai mici. N-ai cum să le iei în considerare pe fiecare. Dar vii jos, îți ceri scuze, te dai deoparte. Între timp, femeia pleacă, îți face loc ție, intri și tu ca un elegant. Asta se cheamă educație, într-un fel. E abuz, acolo, dar se cheamă educație. Acolo e problema. Că la noi, eu cred așa că la și dacă opresc, ce ai să-mi faci? Mă izbești din spate. Așa șmecher. Și, așa și... Dar greața aia, așa și... Păi dacă poliția nu te ajută, cine vrei să te ajute, Dorel? Să-l dai în judecat. Vrei să spun așa un lucru? Să mor tu. Așa să mor tu. După 3 ani de zile, uiți și de judecat. Nu-ți mai trebuie, nu-ți trebuie, mai cât merg, ai tu. Termene, că ai lași, îl ocolești, te duci, zici, doamne, am avut ghinion, știi? Am ghinion. Iohannis nu a avut ghinion. El numai pe noroc, am mers frățic. Numai pe noroc. Păi când s-a împărțit norocul, el era acolo. Da, mulțumesc tare mult pentru că s-a făcut deja. Mulțumesc tare mult. Dar n-ai conferințe cele mai importante știri, nu le-ai... Cum? Că nu le-am dat. Am dat cu APM-ul, am dat cu aia, am dat cum? Am dat toate știrile, toate care e importante. Dar lăsăm un picuț... Hai tu ceva împotriva PNL-ului. Mihai, deci le lăsăm un domnul Mihalescu. Până și din concediu faci interprete. Le lăsăm un picuț știrile importante să fie găsite de prietenii noștri și în ziarele pe care le vor lua de la tarabă. Mihai, deci, nu? Așa, deci noi dăm câte speculăm câteva. Tu vezi omul ăsta acum din concediu, muncește, domnul Mihalescu? Da. Păi cum îl ia la întrebări pe Ministerul Economiei? Pe ministru. Și nimic. Tu nimic, nu? Nimic. Păi nu, dacă l-a luat la întrebări, ce să mai zic? Deci nici nu mai poți zice nimic. Da, se sizează un pic lucrul ăsta. E firesc, e normal, omul lucrează, e acolo și ne reprezintă. Deci despre asta vorbim. Mihai, o zi fabuloasă. O zi fabuloasă, conferință de presă. Două conferințe de presă, nu uitam, da. Conferința de presă la Palatul Aren și conferința de presă la Palatul Administrativ. Într-un birou din Palatul Administrativ. Acolo... Calde încă nu s-a învrednicit să-și găsească un sediu. El a strâns decât un pic. Așa e când ești la guvernare. Așa e când ești la guvernare. E băieți, este econom. O să găsească. Zi faină, frumoasă să fie și ziua dumneavoastră, pentru că se pare că chiar poți să omorât un pic, se pare că va fi un pic mai călduroasă, vom ajunge undeva pe la 90 grade astăzi cu temperatura, ne vom bălăci așa în 90 grade, mai pe seară un grad, poate chiar două, evident toate cu plus, supărată vremea de astăzi, însă, ce să vă spun, să aveți grijă mare de dumneavoastră, să rămâneți programele Bucovina TV, să fiți alături de noi, pentru că și noi suntem alături de dumneavoastră, atât cât știm și cât putem. Să aveți o zi frumoasă, nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri aici, la Bucovina Activ, cu mine. Dorel, la revedere!